Într-o parcare giurgiuveană din zona portului, locuitorii urbei au putut admira pe îndelete sâmbăta trecută zeci de mașini de epocă de diverse mărci și diferiți ani de fabricație. De la cele mai cunoscute mașini românești de teren fabricate la Câmpul Lung Mușcel și până la autovehiculele străine de primă jumătate a secolului trecut, reginele șoselelor de altă dată s-au lăsat văzute de curioși ochi ai admiratorilor de mașini de colecție. Din valoroasa gamă autovehiculelor prezente la Giurgiu au făcut parte cele ale firmelor Audi și Mercedes, Aro și Dacia, Dodge și Fiat, firma italiană deținând în parcul creat pentru scurt timp la Giurgiu cele mai multe exemplare de colecție, de la micuțul Fiat 600 până la fratele mai mare într-o capacitate Fiat 1500. Regina de colecție din expoziția pe roți a fost totuși o mașină construită sub numele unei companii create în 1900 cu titulatura Dodge Brothers Company. Posesorul uneia dintre elegantele piese de colecție foarte bine întreținută, ca de altfel toate autovehiculele prezente la Giurgiu, ne-a spus câte ceva despre satisfacția pe care o are un deținător al unui autoturism de colecție. Spuneți-ne, vă rugăm, cum este să fii deținătorul unei mașini de colecție? În primul rând există satisfacția că poți să te alături celor cu pasiuni comune, pentru că există un club cum e acesta Retromobil, cu care facem 10 ieșiri pe an în diverse destinații. Este o plăcere să fii alături de cei cu care împărtășești aceeași pasiune. Cât de greu se susține o astfel de pasiune și ce griji revin unui colecționar de automobil de epocă, ne-a spus același conducător al unei mașini fabricate în Marea Britanie. Este scump să întreți o astfel de mașină? Relativ scump, adică cel puțin o dată pe an trebuie să faci niște revizii în afara celor care te obligă legea să le faci. Pentru că fiind un organism bătrân, sigur, necesită o anumită îngrijire ca și noi care suntem bătrâni. Acțiunea de la Giurgiu s-a constituit în cea de-a 17-a ediție organizată de Retromobil Club Român pentru marcarea celor 111 ani de la primul raliu București-Giurgiu-București, manifestare cunoscută sub numele de Memorial Giurgiu 1904.